Vă salut, stimați apicultori! Astăzi este joi, 16 ianuarie și a venit momentul ca să facem protofilul, că ne va trebui protofil în rețeta de stimulare a albinilor și este foarte important ca el să dovedească, să stea la măcerat. Doresc să vă spun că protofilul este o plantă foarte importantă la albine. Este un complex de plante foarte importante la albine, de care au nevoie. Am observat asta în stupina mea și v-am arătat eu în filmare cum scoatem protofilul de la măcerat și îl aducem la 40 de grade și practic este finisat acolo. Dar de data asta vreau să vă arăt ceea ce este mai complicat. Și vreau să vă arăt în detaliu fiecare plantă pe care noi o folosim în protofil. Eu, pentru mine, asta este foarte important pentru că dă un start foarte bun la albine. Este un stimulant foarte bun, iar mulți sunt interesați de să aibă cantitate de miere, să aibă albine bună, dar de fapt în spatele la toate minunile astea stau niște lucruri foarte simple care trebuie de aplicat în stupina noastră. Eu vreau să încep cu prima plantă de care noi avem nevoie, este mușețelul. Acum, imediat, iată, asta este mușețel. De mușețel, acum eu o să vă spun rețeta pentru o cantitate de, la o porție de 5 litri de alcool la care aveți nevoie de un banc de 10 litri. Deci, iată mușețelul. Vă spuneam eu în filmare de data trecută că este bine să aveți un borcan cu gura largă. Este foarte ușor atunci când turnați. Eu nu am, o să-mi iau și așa ceva. Mușețelul, pentru cei care nu înțeleg, să știți că este, la noi se mai zice romaniță. Așa că, ca să aveți un orientir despre mușețel. E o plantă pe care o puteți găsi acasă, dar eu nu am. Am câteva plante care le-am strâns noi, dar n-am reușit pe toate și de asta le-am cumpărat. Acum, eu la mușețel pun 70 de grame pentru porția mea de 5 litri de alcool. Și de asta mai am nevoie de încă un pachetel ca să mai pun 20 de grame. Și am nevoie de un cântar mic. Așa, deci iată, am pus aici 20 de grame și o punem și pe asta. Pun primele 4 plante, pun câte 70 de grame. Iar eu, pentru faptul că fac două porți odată, o să mai pun și în cealaltă încă un merg deodată
cu ambele porții. Iarăși trebuie să pun și acolo 20 de grame. Arăt pentru că mulți au vrut să vadă cum facem noi protofilul. În altă filmare o să arăt cum pregătesc și mineralele. Eu doar am arătat. Deci aici mi-a mai rămas încă 10 grame, fiindcă pachetul este de 50 de grame. O să arăt și cum fac mineralele. Pentru cei care sunt interesați, următoarea plantă este coada șoricelului. Iată și pachetelul. La fel merge 70 de grame. Pachetul are 50 de grame. Eu fac mai multe porții, dar acum o să vă arăt în două porții cum facem. Deci pe pachet scrie 50 de grame. Pun mai întâi în ambele câte 50 de grame. După care o să cântăresc pentru fiecare încă câte 20 de grame, pentru că am nevoie de 70 de grame. Nu e nimic complicat. La orice magazin de plante vă apropieți și vă faceți, vă scrieți ce plante aveți nevoie și puteți face acasă foarte ușor și vă spun că vă costă cu mult mai puțin ca atunci când cumpărați protofilul. Iată aici am pus 20 de grame. Eu o să vă până la urmă o să înțelegeți câte plante pun eu. Așa, am terminat cu mușețelul. Cu coada șoricelului. Acum merg gălbinelele. Iată gălbinelele. La fel și gălbinelele merg câte 70 de grame. Este foarte greu curs.
Ar fi ușor dacă mi-ar încăpea mâna în borcan. Deci se vede, cred că fiecare culoare în borcan. Căutăm gălbenele. La fel punem pe următorul. Încerc altă modalitate. Și cred că merge mai bine. Acum mai avem nevoie încă de câte 20 de grame. Acum să le căutăm șoțelul. Te rugă bine, puteau deasupra și nu le vedeam. Acum trebuie să punem câte 20 de grame în parte. Am scăpat mai mult. Toate astea nu fac nimic rău la albini. Fiți siguri de asta. Sunt doar plante. Nimic altceva care le-ar putea face rău. Așa, am terminat cu galbinelele. Deci, sunătoare. Acum a venit momentul la sunătoare. Deci, iată sunătoarea. Eu o am. Am strâns-o din vară. Deci, pentru cei care de aici, din zona noastră, care nu înțeleg ce înseamnă sunătoare, este, noi zicem aici, pojarniță. Deci, de asta, la fel, avem nevoie de 70 de grame. Cum facem noi? Ia ca uite așa, luăm fiică, luăm și formăm mărunțel cu o farfecă de vie. Este cu mult mai greu. Dacă nu vrei să dai bani deloc, ai grijă și trângi toate plantele și după care le curăți așa pe fiecare. Le mărunțești, pentru că mărunțat, este nevoie de mărunțat pentru că s-a mers și bine în, cu cealaltă plante. Să tai greu pentru că i-am luat mult odată. La fel trebuie 70 de grame.
cu cât ne apropiem de vârf, mai ușor se taie. De asta o găsiți foarte ușor pe câmp. Nu-i mare problemă. Avem deja 62 de grame, probabil că cu asta și facem 70 de grame. Deja am depășit puțin. Deci avem 70 de grame. Mai cad puțin pe jos, dar eu o să-i strâng imediat. Chiar dacă se întâmplă 2-3 grame, ați greșit, nu-i nimic. Așa. Deci eu spun pauze, că să fac și aici, așa, ca să nu-mi ia timp mult. Filmarea. Am pus sunătoarea. Acum o să arăt numai la un borcan, pentru cât timpul văd că se duce prea repede. După sunătoare avem de pus menta. Iată menta. O să fac doar la un borcan. Durează prea lung. Am pus menta, după mentă avem teiu. Foarte frumos miroase. Am pus și teiul. După tei avem cimbru. Iată cimbru. Iar și aici 50 de grame, ca de fiecare dată. Eu l-am avut strâns de casă și l-am mărunțat acum ca să nu ne ia timp în filmare. Deci mi-e puteți face așa, după ce l-ați tăiat cu foarca, să mai părmățați puțin cu mânele. Și punem un bocan, cimbru, miroase foarte frumos, ai impresia că ești acum pe deal. Deci v-am spus că vă trebuie un cântar mic, că să puteți cântări de fiecare dată dacă plantele sunt de casă, dar oricum vă trebuiește de fiecare dată. Așa, am pus și cimbru. După cimbru avem pelinul.
Pe linu. Deci pe linu tot așa l-am avut de casă, eu l-am mărunțășat. Deci pe linu, atunci când l-am mărunțășat, el o să simțiți și mirosul că e amar, vă amărește gura. Așa, am pus și pe linu. Ia uitați-o. Așa, după pelin avem măcieșă. Deci iată măcieșă. Deci o să mă dau aproape ca să vedeți. Nu știu cât se vede în cameră. Știți măcieșele, cred că cum arată. Trebuie să le dați la... eu le-am dat la Cofemol că le-am mărunțășat. Sunt burei ce trebuie mărunțați. Deci 50 de grame. De asta eu nu am arătat în filmare, că se lungește filmarea prea mult. Dar ei trebuie mărunțășați. Nu-i puteți pune așa cum i-ați strâns la deal. Deci... Așa, am pus și măcieșele. După măcieșe avem cătina. Cătina la fel. Deci cătina la fel este, trebuie dată la cofemolcă și făcută. Știți, uleiul din cătină, el e foarte bun. Deci și pe el la fel îl formățați. Așa, am pus și cretina. Și asta e. Acum eu o să repet toate plantele pe care le-am pus. Deci, coada șoricelului, mușețel, 70 de grame. Deci, prima plantă. A doua, coada șoricelului, 70 de grame. Gălbinelele, 70 de grame. Sunătoarea, 70 de grame. După care urmează menta 50 de grame, tei 50 de grame, cimbru 50 de grame, busuioc 50 de grame, cimbrișor 50 de grame. Deci eu n-am pus busuiocul. Eu am pășit busuiocul, nu l-am pus. Uitați-l. Deci de asta e bine ca să repet. Bine că am citit din nou. Așa, busuiocul. Cimbrișor. Deci am pus, dacă ați fost atenți, am pus cimbru. Aici este cimbrușor. Tot din neamul la cimbru. Cimbrișor, pelinul l-am pus, măcieș le-am pus, cătina am pus. Deci eu scăpaserăm busuiocul și cimbrișorul. Așa, deci mai repet o dată. Mușețel, coada șoarecelui, gălbinele și sunătoarea merg câte 70 de grame. Menta, teiu, cimbru, busuiocul, cimbrișor, pelin, măcieșe și câtina merg câte 50 de grame. Deci asta la 5 litri de alcool, la un borcan de 10 litri. În total sunt 12 plante. Acum, haideți să vă arăt ce fac eu. Deci mă stăruiesc să amestec puțin toate plantele astea împreună. Da? Și acum pun alcoolul.
Deci vă trebuie alcool la 70 de grade. Asta e foarte important. Opa. Trebuie să mă gândesc cumva la altă metodă, că curge și jos. Voi încerca să torc mai rapid. Deja merge și aici. Așa, am pus și alcoolul. Acum o să amestecăm puțin. Îl apăsăm aici în și îl punem la întuneric 14 zile. Iată, asta e până la momentul când deja trebuie scos și adus la 40 de grade cu apă distilată. Ați văzut în filmarea anterioară, cei care n-au privit poate să uite în filmarea anterioară despre protofil. Deci acum îi punem un capac și dimineața și seara îl amestecăm. Iarăși îl mai presăm aici în alcool. Asta este ceea ce am vrut să vă arăt. Am încercat să prescurtez să scurtez filmarea pentru că se ducea prea lungă și n-am mai arătat la amândouă borcane. Vă doresc sănătate și numai bine!